Comandantul armatei ucrainene Valerii Zalușni nu a fost destituit până la momentul realizării acestui videoclip. Sper să nu pățesc ca ieri, când ajutorul pentru Ucraina nu era stabilit la momentul realizării în Parlamentul European. Din potrivă, Valerii Zalușni publică o strategie foarte interesantă de acțiune. Comandantul șef ucrainean, generalul Valerii Zalușni, a prezentat o strategie globală de a prelua inițiativa la nivelul întregului teatru de operațiuni din Ucraina și de a păstra pentru a facilita victoriile ucrainene pe câmpul de luptă, în ciuda avantajelor numerice ale Rusiei, în materie de militar și muniție. Strategia lui Zalușni urmărește să compenseze provocările existențiale ale Ucrainei și să urmărească avantaje față de armata rusă prin inovare și adaptarea tehnologică pe scară largă. Forțele armate ucrainene au publicat pe 1 februarie un eseu al lui Zalușni intitulat Designul modern al operațiunilor militare în războiul ruso-ucrainean, în lupta pentru inițiativă, în care generalul a susținut că cerințele pentru orice război dat sunt unice și că aceste cerințe dictează o strategie unică pentru victorie. Zalușni a identificat condiții decisive pentru ca Ucraina să desfășoare operațiuni de succes, care includ atingerea superiorității aeriene absolute pentru a permite lovituri asupra logisticii rusești și de recunoaștere eficiente ucrainene, preluarea inițiativei prin interzicerea capacității forțelor ruse de a conduce operațiuni ofensive sau defensive, creșterea mobilității ucrainene, limitând în același timp mobilitatea rusă, asigurarea accesului în siguranță la linii cheie și de a priva forțele ruse de orice oportunități de a recuceri pozițiile pierdute și de a spori eforturile operaționale ale Rusiei. Condițiile decisive pe care le-a evidențiat Zalușni ar oferi efectiv forțelor ucrainene inițiativa la nivelul întregului teatru de operațiuni și ar stabili condiții pentru ca Ucraina să desfășoare operațiuni defensive și ofensive semnificative din punct de vedere operațional. Zalușni a susținut că dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii schimbă mijloacele prin care Ucraina poate atinge aceste condiții decisive și că forțele ucrainene nu pot folosi metode convenționale pentru a atinge aceste condiții, având în vedere capacitatea superioară a Rusiei de a mobiliza bărbați. Zalușni a susținut că noile mijloace tehnologice, cum ar fi dronele, sistemele fără pilot și alte sisteme tehnologice avansate, robotizate, pot permite forțelor ucrainene să-și maximizeze potențialul de luptă, folosind mai puține resurse și să producă daune maxime forțelor rusești. Zalușni a susținut că sancțiunile ineficiente permit bazelor industriale de apărare rusești și partenerilor săi să susțină un război pozițional de uzură care aduce beneficii Rusiei față de Ucraina și că Rusia are un avantaj semnificativ față de Ucraina în mobilizarea resurselor umane. Zalușni a mai subliniat în continuare cadrele de reglementare ucrainene imperfecte pentru extinderea bazei militare industriale a Ucrainei, deși oficialii ucraineni acordă din ce în ce mai mult prioritate eforturilor de a remedia această problemă. Acesta a cerut Ucrainei să introducă o nouă filozofie pentru pregătirea și desfășurarea operațiunilor militare care să permită forțelor ucrainene să folosească în mod coeziv aceste noi metode în urmărirea unui obiectiv coeziv. Zalușni a declarat că noile mijloace tehnologice vor extinde și tipurile de operațiuni pe care Ucraina le poate desfășura în sprijinul războiului, care pot include operațiuni de reducere a potențialului economic al Rusiei, operațiuni care vizează izolarea și epuizarea completă a Rusiei, operațiuni robotice de căutare și lovitură, operațiuni psihologice și operațiuni defensive fără contact. Zalușni a cerut, de asemenea, forțelor ucrainene să avanseze sistematic linii separate de efort pentru a genera efecte necesare în dezvoltarea unui câmp digital coerent, controlul situației radioelectronice, domeniul cyber-electromagnetic, de-a lungul liniei de front, combaterea atacurilor cu active fără pilot și cibernetice și îmbunătățirea logisticii.
Acesta a sugerat în mod specific operațiunile de reechipare pentru a integra sistemele fără pilot ar putea permite forțelor ucrainene să conserve personalul, armele și echipamentele, provocând lovituri masive asupra activelor și infrastructurii militare rusești. Zaluzhnyi a cerut Ucrainei să-și revizuiască efortul de război pentru a crea un sistem de stat complet nou de reechipare tehnologică. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 2 februarie 2024, pierderile totale în luptă ale Federației Ruse de la începutul ofensivei pe scară largă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022 se ridică la aproximativ 387.060 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 830 de soldați, 9 tancuri, 19 blindate, 46 de sisteme de artilerie, dar cireașa de pe tort este nava rusească Ivanoveț, purtătoare de rachete care a fost scufundată. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Gruparea totală a trupelor rusești de pe malul stâng al Dniprului, în regiunile Herson și Zaporojie, este estimată la peste 70.000 de militari și sute de arme și echipamente. Colonelul Natalia Humeniuc, șeful centrului de presă de coordonare comună al forțelor de apărare din sudul Ucrainei, a povestit despre acest lucru. Totodată, purtătoarea de cuvânt a subliniat că nu toate aceste trupe sunt concentrate direct de-a lungul liniei frontului. Sunt în spatele frontului, de unde sunt trase către front ca o resursă suplimentară, a explicat ea. Natalia Humeniuc a remarcat că numărul trupelor inamice este în continuă schimbare, atât cantitativ cât și calitativ. Ele suferă de pe urma operațiunilor de asalt nereușite, pierd până la 70% din personal din fiecare grupă de asalt. Unitățile sunt nevoite să manevreze și să deplaseze în mod constant către direcții diferite, a spus purtătorul de cuvânt. Potrivit Nataliei, situația în direcția de sud este foarte, foarte dificilă, inclusiv din cauza dinamicii diferite a atacurilor inamice, ceea ce complică planificarea operațiunilor de luptă. Dacă alaltăieri au fost doar 3 încercări de acțiuni de asalt, atunci a doua zi, astăzi, aceștia, rușii, și-au intensificat până la 13 încercări. Dar tradiția de a nu folosi vehicule blindate rămâne, a subliniat purtătorul de cuvânt. Probabil rușii nu mai au așa de multe blindate de distrus. Pentru ocupanții ruși, pierderea navei cu rachete Ivanoveț este semnificativă, deoarece există doar 3 astfel de nave în flota Mării Negre a Federației Rusești. Aceasta este o pierdere destul de mare, ținând cont de prezența a doar 3 astfel de nave din proiectul 1241 în flota Mării Negre a Federației Ruse, care includ rachete antinavă de tip Mosquito cu o rază de acțiune de până la 130 de kilometri. Marina Forțelor Armate a reamintit că în noaptea de 1 februarie, forțele Serviciului Ucrainean GUR, Serviciul Militar de Informații Ucrainean, în partea de vest a Crimeei, ocupate temporar, au distrus o navă cu rachete aparținând ocupanților ruși ai Brigăzii 41, care era în serviciu de luptă, păzind baza din Novoozerni. Operațiunile de căutare și salvare sunt în acest moment în desfășurare, având în vedere numărul obișnuit de personal de circa 40 de marinari, consecințele reducerii flotei navale rusești sunt de asemenea semnificative. Se observă că acestea nu sunt primele pierderi ale rușilor în brigada indicată. Anterior, Serviciul de Securitate al Ucrainei și Marina Forțelor Armate ale Ucrainei au avariat o navă de rachete SAMUM prin eforturi comune. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. We'll be right back.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.